Un întreg arsenal au găsit polițiștii în subsolul unui bloc din Timișoara după ce proprietarul, un bărbat de 55 de ani, a făcut o greșeală. A descărcat accidental una dintre arme. 12 arme de vânătoare avea în total bărbatul, însă doar una dintre ele, confecționată artizanal, era deținută ilegal. Polițiștii au mai găsit și peste 100 de cartușe de diferite calibre, tuburi goale și dispozitive folosite pentru confecționarea muniției și repararea armelor. Individul a fost reținut acum pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. El riscă să fie condamnat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Suporterii